face, cum putem să ne implicăm, să zicem, proactiv în această situație și evident în limitele diplomației? Sigur, sunt lucruri pe care numai cetățenii Republicii Moldova și autoritățile de acolo pot să le facă. Semnalul nostru a fost foarte clar, așteptăm cât mai repede un guvern instalat cu un program de guvernare care sperăm noi să includă reformele care sunt așteptate mai ales de cetățenii Republicii Moldova, de luptă împotriva corupției, de eficientizare a statului, proiecte care să relanseze economia. România este gata să ajute Republica Moldova și din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere economic, însă așteptăm în primul rând să avem guvernul, să vedem programul de guvernare și să putem începe discuțiile concret. Sper eu ca lucrurile să înscrie pe făgașul normal cât mai repede, pentru că primii interesați de stabilitate pentru a putea trece la treabă sunt cetățenii Republicii Moldova. Oricum, eu pot să transmit din partea guvernului român că România și guvernul României este alături de Republica Moldova și sper eu să putem începe să lucrăm împreună cât mai repede. Curtea Constituțională a declarat astăzi foarte clar, în momentul de față, pensiile speciale pentru aleșii locali nu sunt constituționale. Și a invocat, evident, comisiile de claritate și de previzibilitate, evident, o după sesizarea care a fost făcută de guvernul Ciolo. Da, nu pot decât să mă bucur că ceea ce noi am subliniat după analiza legii a fost confirmat de Curtea Constituțională. Mi se pare important să putem asigura, pe de o parte, predictibilitatea în deciziile care se iau, inclusiv cele vis-a-vis de pensii. Așa cum am spus, noi lucrăm pe proiectul de legea salarizării unitare și după ce avem o imagine clară privind salarizarea, se poate discuta și legat de pensii. Dar cred că astfel de proiecte de lege punctuale care creează privilegii pentru o categorie sau alta, nu o să rezolve problemele pe care trebuie să le rezolvăm, să le clarificăm. Și mă bucur că și Curtea Constituțională a clarificat lucrurile și a dat câștig de cauză contestației pe care am făcut-o. Încă o dată, n-am contestat sensul de a avea sau nu anumite tipuri de pensii pentru aleșii locali, ci am contestat, în primul rând, modul în care legea a fost elaborată. Eu cred că, cum am spus, astfel de teme pot să fie discutate într-un context mai larg, atunci când o să putem lua în discuție echilibrarea situației pensiilor în general. În urma conferinței de astăzi, înțelegem că există un interes al companiilor franceze pentru investiții în infrastructură și energie. Acestea au fost cele două domenii menționate. Ne puteți da detalii? Da, n-au fost, nu doar infrastructură, energie. Am discutat despre agricultură și industria alimentară. Am văzut un interes mare și pentru proiectul ELI, pentru laserul de la Turnul Măgurele și pentru ceea ce se poate construi în jurul laserului la Turnul Măgurele pe partea de industrii creative, pe partea de industrii care se bazează pe noile tehnologii. N-am discutat detalii, domnul președinte Hollande și domnul prim-ministru au arătat interesul pe care l-au simțit din partea investitorilor francezi în aceste domenii. Mâine o să am o întâlnire cu reprezentanța ai patronatului francez, împreună cu domnul vicepremier Borg și o să discutăm mai în detaliu despre aceste lucruri. Sigur, și pe noi ne interesează cât mai multe companii și în infrastructură care să aibă experiență și care să vină să poată să se implice în proiectele pe care le avem în vedere. Și m-am bucurat în primul rând pentru acest interes, pentru proiectul ELI, pentru că dincolo de contribuția pe care acest proiect poate să aibă la cercetarea fundamentală pe domenii de vârf, noi vrem acolo să dezvoltăm un pol creativ, un pol de dezvoltare industrială și Franța are experiență și pe aceste domenii, ei au la rândul lor
lucrează inclusiv cu lasere și cred eu că o prezență franceză nu poate să fie decât una utilă acolo. Domnule Niculescu, sunteți la început de mandat în calitate de ambasador. Care sunt prioritățile dumneavoastră și cum credeți că ar trebui să reacționeze acum în România? Vedem un prim pas de deschidere în privința Schengen. Până acum francezii au fost reticenți la ce însemna intrarea României în spațiul Schengen. Cum vedeți abordarea dumneavoastră acum pe aceste subiecte? Prioritățile, le-am spus și atunci când am fost în Parlament, sunt legate de dezvoltarea relației româno-franceze în toate planurile, fie că e vorba despre relația politică, cea economică pe care o evoca premierul, relațiile culturale, pentru că în 2018 va fi un sezon cultural între România și Franța, adică evenimente mari de cultură românească vor avea loc aici la Paris și evenimente la fel de mari franceze vor avea loc la București și nu numai în București. Și evident nu trebuie să uităm campionatul de fotbal, nu? De peste câteva luni. Primul meci este România-Franța și indiferent de cum va fi rezultatul, cred că va fi nevoie de un ambasador după aceea ca să aplaneze unele tensiuni care ar putea apărea. Acum, lăsând gluma la o parte, sigur că aderarea la Schengen este unul dintre obiectivele României de ani de zile. Știm care au fost blocajele înainte, știm ce s-a întâmplat. Acum Europa întreagă trece printr-o perioadă dificilă. Chiar azi dimineața auzeam la radio oameni care spuneau că dacă în 2-3 luni nu se rezolvă problema migranților, și nu erau oameni oarecare, era chiar președintele Consiliului European, atunci spațiul Schengen este pus în pericol. Există o deschidere. Am văzut că președintele François Hollande a vorbit astăzi despre spațiul Schengen. Ce se întâmplă însă pe acest spațiu, nu cred că ambasadorul este cel care poate să spună. El poate doar să susține demersurile guvernului pentru ca acest lucru să se întâmple în sfârșit. Credeți că schimbarea guvernului a dus la o reacție mai pozitivă? Ar putea fi o... Nu mă pune să fiu analist politic pentru că... Nu cred că e cazul să speculăm în felul acesta. Este, cred că, din ce în ce mai clar ceea ce România repetă de câțiva ani de zile, faptul că România a îndeplinit criteriile de aderare la spațiul Schengen. După acest lucru, unele state membre au mai venit în plus cu aceste observații legate de funcționarea justiției și de confirmarea funcționării justiției prin raportul prezentat de Comisia Europeană. Ei, acum sunt deja câțiva ani de când și acest raport arată tendințe clar pozitive. România a demonstrat și demonstrează că este în măsură să apere frontierele externe ale Uniunii Europene și chiar în condițiile în care spațiul Schengen este sub presiune și mai ales frontierele terestre din spațiul Schengen sunt sub presiune, și din discuțiile de la Berlin și din discuțiile de aici am subliniat faptul că a accepta România, cel puțin într-o primă etapă, așa cum au mai fost discutat aceste lucruri cu intrarea în spațiul Schengen prin frontierele aeriene din aeroporturi, n-ar face decât să recunoască faptul că spațiul Schengen suscită interes în continuare și că sigur și noi suntem conștienți că e nevoie să fie luate măsuri pentru ca spațiul Schengen să rămână credibil, mai ales prin capacitatea de a asigura protecția frontierelor europene. Deci nu, soluția pentru spațiul Schengen nu este de a pune ziduri între statele membre care fac parte din spațiul Schengen, ci de a găsi soluții durabile pentru a proteja frontiera exterioară a Uniunii Europene. Deci eu cred că oricum suntem pe calea cea bună, cu atât mai mult cu cât apar semne de recunoaștere a faptului că România a făcut progrese pe un domeniu pe care și-a luat niște angajamente în anii trecuți. Nu știu dacă e vorba atât de schimbarea unui guvern sau altul, pentru că progresele astea n-au fost făcute în timpul mandatului guvernului actual, ci ele sunt puse în valoare doar acum. O să vedem. Eu sunt optimist. Eu sunt optimist.
Există premize. Sigur, nu pot să mă pronunț. Am pus pe masă toate argumentele și n-am simțit contraargumente consistente la ceea ce am spus până acum. Deci eu cred că mesajul din partea noastră s-a înțeles. Sigur că această decizie, dacă va fi luată și când va fi luată, ea va fi luată, trebuie să înțelegem, într-un context mai larg. Nu-i vorba doar de solicitarea aceasta României, care nu e una nouă, e deja cunoscută. Dar ea va fi luată într-un context mai larg și cu siguranță o să se țină cont și de alți factori decât de faptul că România și-a îndeplinit angajamentele. Și încă o dată, și pentru noi e important să intrăm într-un spațiu Schengen care să fie sigur și care să asigure protecție și liberă circulație respectând reglementările europene. Ați primit astăzi laude de la președintele Olandei pentru felul în care ați acționat pentru acesta și cum s-a promovat. Ați făcut foarte multe pentru toți agricultorii din Uniunea Europeană. Acum, ca prim ministru, credeți că puteți face ceva și mai mult pentru agricultorii săraci mai mult? Ceea ce pot să spun, și mă bucur că sunt în această situație, când am elaborat politica agricolă comună, proiectul de reformă, m-am gândit mult și la care ar fi măsurile care ar fi cele mai adaptate la o situație cum este cea din România. Să ajungem în situația în care să putem spune avem fondurile pe politica agricolă comună pe care le cunoaștem, dar avem și reglementările care ne permit să luăm măsurile care sunt cele mai adaptate la ceea ce avem nevoie acasă. Ei, acum o să am ocazia să folosesc pe domeniul agricol și rural ceea ce am pregătit când eram la Bruxelles în calitate de comisar. Sunt unele măsuri la care s-a dat drumul deja, dar mă gândesc să folosesc exact ceea ce am pregătit la Bruxelles, și anume cumularea unor măsuri în pachete pentru a veni cu măsuri care să răspundă în mod complementar și care să se completeze una pe alta la anumite probleme pe care trebuie să le rezolvăm în agricultura din România. Și mă gândesc aici, în primul rând, la combaterea sărăciei din mediul rural și crearea premizelor pentru creșterea calității vieții în mediul rural. Și aici pot fi combinate măsuri cum sunt investiții în domeniul social, în educație, în sănătate, în infrastructură, inclusiv infrastructură de genul internet în bandă largă, programe de training, instalarea tinerilor, finanțări pentru agricultori care practică acum agricultură de subzistență și care se pot orienta spre piață. Deci sunt câteva teme care pot fi abordate în pachete de măsuri și la asta lucrează Ministerul Agriculturii acum împreună cu cancelaria mea, pentru ca în perioada următoare să venim cu aceste măsuri. Deci nu vrem să ne limităm doar la anumite măsuri punctuale care sunt în programul de dezvoltare rurală, ci să oferim colectivităților locale și agricultorilor care se organizează oportunități de investiții multiple pentru a-și rezolva o anumită problemă. Un alt domeniu în care cred că România poate să valorifice bine fondurile din politica agricolă comună este acțiunea locală prin intermediul grupurilor de acțiune locală din cadrul programului LIDER. Deci acolo unde mai multe primării, mai multe comune, colectivități locale împreună cu asociații ale agricultorilor, împreună cu organizații neguvernamentale, cu actori economici, elaborează o strategie de dezvoltare locală care apoi e finanțată prin programul de dezvoltare locală pe proiecte care sunt decise de comunitatea locală organizată. Pe acest schelet și pe această experiență am vrea să putem utiliza nu doar fonduri din politica agricolă comună, ci și fonduri din programele de dezvoltare regională, din fondul social european, deși alte fonduri europene care pot veni în completare la programele de dezvoltare rurală. Deci sper eu să putem ajunge în situația în care să nu mai vorbim doar de absorbția fondurilor europene în cutare procent, ci să vedem și efectiv efecte coroborate și complementare la nivel local în mediul rural și în agricultură și în sectorul agroalimentar. Să vină măsura ar fi, de exemplu, și impunerea de politică de stat, Mario Retire, străin în România,
îngrijirea produselor autohtone? Eu, din câte cunosc retailerii de la noi, cred că, dată fiind și presiunea publică, socială, politică din această ultimă perioadă, chiar și fără o legislație, o discuție cu ei poate să ducă la anumite acțiuni din partea lor care să deschidă oportunitățile pentru producătorii locali. Unele lanțuri de hipermarketuri au făcut-o deja. Au deja produse românești labelizate care sunt clar prezentate în pe rafturi. Ceea ce trebuie să facem înainte de a pune această presiune este să ne asigurăm că putem crea oferta respectivă și că o putem crea de manieră consistentă. Și tocmai de asta o să repetăm lucrurile astea și nu doar să le repetăm public, ci și să venim cu niște acțiuni de sprijin, să incităm agricultorii să se organizeze. Cel puțin pentru a vinde în comun, pentru că sunt rari producători agricoli din România care pot singuri să negocieze un contract cu un lanț de hipermarketuri. Deci să vină să se asocieze și pentru a încuraja în direcția asta, am cerut Ministrului Agriculturii și Ministrului de Finanțe să lucreze împreună pe o reglementare care să creeze facilități fiscale pentru agricultorii care se organizează. Sau dacă nu facilități, cel puțin să elimine anumite blocaje care apar. Pentru că suntem în situația în care un producător agricol, dacă e înregistrat ca și producător agricol individual, el când își vinde marfa din ferma lui la asociație, sau își dă marfa la asociație sau la cooperativă, el plătește impozit odată, pentru că e o tranzacție comercială. După care asociația respectivă, când vinde din nou aceeași marfă, în hipermarketuri sau în altă parte, mai plătește odată impozit. Deci e practic o dublă impozitare a aceleași producții, ceea ce nu incită deloc producătorii să se organizeze pentru că îi costă mai mult, prețul final va fi mai mare. Deci sunt câteva măsuri care pot fi luate pentru a incita producătorii să organizeze și pentru a putea folosi aceste oportunități. Și atunci vom putea veni după aceea să discutăm și cu hipermarketurile să ne asigurăm că produsele noastre sunt comercializate acolo. Legat de manifestările din 2018, o primă întrebare. Ați discutat cu oficialii francezi ceva pași concreți pe care ar urma să facă România și Franța în acest sens? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Președintele François Hollande s-a referit la integrarea, reintegrarea și repatrierea cetățenilor români de etnie romă. Puteți să-mi dați câteva detalii? Da, legat de centenarul din 2018, mă bucur faptul că partea franceză a confirmat deja interesul pentru a organiza proiecte în comun, și aici în Franța și în România. Și am convenit că în perioada următoare urmează să identificăm aceste proiecte și aici direct prin activitatea ambasadei, dar și prin activitatea Ministerului Culturii. Domnul ministru a fost și dânsul prezent, o să aibă întâlniri, a avut cred că întâlniri astăzi, o să aibă întâlniri mâine, și acest subiect va fi luat și el în discuție. Oricum, pentru celebrarea centenarului 2018 și guvernul o să vină cu acte normative care să cadreze aceste proiecte, nu doar în cooperare cu Franța, dar și ceea ce urmează să facem noi la noi acasă. Însă, dată fiind implicarea Franței în evenimentul din 1918 din Marea Unire, am dorit să avem aceste acțiuni și cu Franța. Însă proiectele concrete urmează să fie definite. A doua întrebare era legată, da. Sigur, aici discuția a fost destul de scurtă la nivelul nostru. Am confirmat faptul că vom continua să lucrăm împreună în acest domeniu. Cele două ministere de interne din Franța și din România lucrează împreună și au deja experiență. Domnul ministru Tobă a venit aici și pentru a confirma colaborarea strânsă care există și pentru a stabili împreună cu ministrul Cazeneuve noi măsuri care să consolideze această cooperare. Însă, pe de altă parte, am ajuns și la concluzia că problematica aceasta a romilor în Franța poate să fie rezolvată doar parțial prin această reintegrare în România, pentru că nu e o problemă doar a României, nu e o problemă doar a Franței, e o problemă europeană și ea trebuie tratată nu doar în România sau în Franța, ci și la nivel european. Mulțumesc!